Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Astăzi, titlul emisiunii Pentru un județ puternic, pentru Bucovina. Este deviza sub care liberalii suceveni luptă electoral, evident, pentru parlamentarele din 11 decembrie. În studio, în calitate de invitat, sunt mai întâi domnul deputat Ioan Balan, candidat PNL pentru Camera Deputaților. Vă salut, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și la mulți ani Bucovina! Da, vom vorbi despre Bucovina în această emisiune. Alături de domnul Balan, domnul Dan Cadariu, candidat PNL pentru Senat, primul pe listă, ca și domnul deputat Balan, primul pe listă la Camera Deputaților. Vă salut, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnilor, începem cu ziua Bucovinii, care a fost astăzi celebrată ca niciodată. Evenimente multiple care au trezit interesul opiniei publice. Aș remarca faptul că Partidul Național Liberal ține foarte tare la acest brand, la promovarea Bucovinei, cu insistență maximă susține și creează, aproape impune, la modul demn, o stare de spirit în fapt. E o strategie a Partidului Național Liberal. Cum am traduce această preocupare, domnule deputat? Sau, mă rog, domnul Cadariu, vă pasați, atunci dăm cu banul? Emisiunea a început. Domnul Cadare. Până la urmă este una din acțiunile de forță generate din trecut, din mandatul trecut de domnul președinte Flutur, cea a sărbătoririi zilei Bucovinei în avans față de Ziua Națională a României și cum peste 2 ani vom avea centenarul Marii Uniri, este un element cu atât mai important în această perioadă. Spuneam că este unul din elementele din șirul de activități și manifestări de promovare a județului Suceava și a Bucovinei. Să reamintim de faptul că a avut loc și manifestarea produs în Bucovina. Urmează imediat după acest eveniment lansarea din nou a programului Crăciun în Bucovina, la aceeași intensitate și la aceeași forță care ne-au făcut pe noi renumiți în perioada 2008-2012. Domnul deputat Balan, intensitate, forță pentru a promova Bucovina, pentru a crea o stare de spirit. Eu mi-aduc aminte de primul eveniment de ziua Bucovinii creat de, și probabil că vă-l amintiți, mi-aș tot în emisiune, la dumneavoastră eram atunci când s-a pornit de la graniță, cum se spunea, din Ițcani, cu defilarea, cu batalionul îmbrăcat în hainele respective. A fost un eveniment atunci de excepție și astăzi, trebuie să recunoaștem, s-a marcat ziua Bucovinei într-un mod, zic eu, excepțional și prin ședința solemnă care a fost la Consiliul Județean cu toate personalitățile importante de față acolo, dar cel mai frumos cred că moment a fost acesta de la care tocmai am ajuns, acum când sunt înghețat de frig, din centrul Sucevei, din fața Casei de Cultură, și chiar mă gândeam cum pot cei care au participat acolo în costume naționale, polonezi, ucrainești, și erau extrem de sumar, să zic așa, îmbrăcați de vară, ca să putem spune chiar așa, și ne-au încântat pe toți cu multitudinea de dansuri etnice. Și până la urmă, asta înseamnă Bucovina, multiculturalitatea aceasta expusă acolo, extrem de frumos în centrul Sucevei. Un moment care, să spunem așa, ne-a mișcat pe toți. Cum a spus și domnul Cadariu, există preocupare, această preocupare pentru Bucovina, cum se va manifesta, care este orizontul? Acum trebuie să o recunoaștem. Toate lucrurile acestea au luat o oarecare anvergură odată cu începutul mandatului Gheorghe Flutur la Consiliul Județean. El a fost cel care a însuflat județului, dacă putem spune așa, spiritul acesta care ține de Bucovina.
Și așa cum am mai spus-o de multe ori, Bucovina nu mai e o stare geografică, e o stare de spirit și putem vorbi de la poarta de intrare, de la Drăgușeni până la Siret, până la Dumbrăveni, despre Bucovina, pentru că Bucovina înseamnă multiculturalitate, ceea ce o vedem peste tot. Și lucrul acesta l-a scos în evidență foarte bine președintele Gheorghe Flutur. Din păcate, în perioada aceasta, 2012-2016, lucrurile au mai stagnat. S-au mai făcut pe aici, pe acolo, câte un mic eveniment, dar evenimente de anvergură care să țină vie, ca să spunem, flacăra aceasta al tradiției populare, nu prea au existat. M-am bucurat astăzi și vorbeam cu colegii mei în centru, și mă gândeam, oarecum va fi peste vreo 20 de ani dacă se vor mai păstra în continuare lucrurile acestea, pentru că ne regăsim. Noi am trăit când mergeam la bunica mea, încă mai umblau oameni în suman, în costum național. Da. Din păcate, acum din ce în ce mai puțin și spre deloc. Evenimentele acestea de anvergură mai scot în evidență și mai deschid glăzele străbunilor și bunicilor noștri și de acolo se îmbracă hainele acestea, straile acestea care ne fac și cinste și cu care noi ne mândrim. Da. Până după 20 de ani mai e centenarul, da, 2018. Da. Unirii și mari uniri. Da. Cu toate că iată, PNL-ul creează și administrația condusă de PNL creează asemenea evenimente. În paralel, să nu uităm, totuși suntem la jumătatea campaniei electorale. Cum a fost până acum? Eu știu dacă există, eu știu, ceva specific, ceva altfel decât în alte campanii. Cu siguranță o primă concluzie putem trage. Bun. A fost altfel. Altfel decât... Bun, v-a convenit atunci dacă a fost altfel. Ca politician. Ca politician. Un om care s-a angajat, cum să spun eu, din suflet în campaniile electorale, da. Cu toate că sunt, știți, de fapt bătălii. Dacă vorbesc în nume personal, nu. Sincer, nu. Pentru că, deși sunt om de echipă și întotdeauna am arătat și viața mi-a demonstrat că forța îți vine dintr-o echipă bine construită. Și lucrul acesta l-am văzut pe deplin în toate campaniile electorale la care am participat până acum. Votul uninominal a fost primul vot pe care l-am avut în 2008, un vot important care până la urmă a schimbat viața politică și așa am ajuns parlamentar. A fost o campanie care, cum să spun, ca și acum, n-a mai fost făcută la modul respectiv. Abordarea pe care am avut-o în acea campanie este total diferită de abordarea care da. O avem noi astăzi în campania asta. Bine, și restricțiile din campania aceasta 2016 sunt mult mai mari decât în 2008. Posibilitățile de a te manifesta public sunt extrem de reduse. Dar relația cu cetățeanul rămâne în continuare și aceasta e baza. Bun, a suferit. Pentru că acesta ne bazăm. Când era votul pe uninominal și mergeai, cum să spun, pe persoană fizică, să iei votul, era mai ușor de relaționat cu omul. Astăzi, fiind într-o echipă, e mai complicat. Trebuie să explici mult mai multe lucruri decât o făceam atunci când mergeam în nume personal cu partidul în spate, bineînțeles, și echipa care mă înconjura. Ei, a fost o etapă pe care am parcurs-o cu bine, o etapă pe care am abordat-o atunci în 2008 cu foarte mare seriozitate și dacă atunci calculele de partid arătau că nu aveam nicio șansă pe colegiul ăsta 2 unde am candidat eu în 2008 și 2012, o campanie bună, cu o echipă extraordinară, cu partidul în spate, cu Gheorghe Flutur alături, am reușit performanța de a fi pe locul 3
în țară, iar în 2012 am fost singurul care mi-am câștigat colegii din România, că din diaspora au mai fost doi colegi care și-au câștigat colegiul. Una astăzi campania este mult mai simplistă, pe de altă parte, accepțiunea populației de a interacționa cu actorii politici, cu oamenii politici, este extrem de scăzută, uneori aproape inexistent. Domnul Cadar, aceeași întrebare, cum a fost până acum? Mie mi-aduce aminte această perioadă de vremurile din anii 2000, 2002, 2003. Dintr-un anumit punct de vedere, noua lege electorală și noua lege de finanțare a partidelor politice au întors cumva lucrurile în timp. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, revenirea la votul pe listă cumva a depersonalizat campania în sine. Însă, în ce mă privește, cel puțin până acum, la jumătatea campaniei, am avut până în momentul de față câteva zeci de întâlniri publice în diverse localități din județ și cumva trăiesc sau retrăiesc acele momente de tensiune, de savoare până la o adică, în relația directă cu cetățeanul. Practic, în momentul de față, campania electorală se reduce la trei mari căi. Media, întâlniri publice și întâlnitul cu omul pe stradă, cum se spune, din ușă în ușă, în măsura în care îi găsești acasă. Dar are o altă dimensiune, este într-un fel, chiar dacă e vot pe listă, mult mai directă. Vii în contact direct și primești și bune și rele și poți să înțelegi în ce măsură ceea ce îți propui, ceea ce le propui cetățenilor, vine cumva și în întâmpinarea lor, în întâmpinarea așteptărilor lor. Dar una cu alta ne adaptăm. Domnul deputat, zice domnul Gadariu că oamenii spun, întâlnirile sunt și cu bune și cu rele. Ce vă spun oamenii? Ce cer? Ce reclamă? Eu știu. În general, lucrurile nu s-au schimbat foarte tare în discuția cu oamenii. Sunt mai puțin interesați de atribuțiile directe pe care le au viitorii parlamentari, ci mult mai interesați sunt de lucrurile apropiate lor și anume de administrația locală, județeană. Intră în discuții mult mai ușor dacă abordezi discuții în zona administrativă, mai puțin politică. Bineînțeles că vrem, nu vrem, ajungem și la discuțiile politice. Dar, apropo de ce mă întrebați dumneavoastră, și anume întrebările sunt diverse, vă dați seama. Da. Sunt și aprecieri, cum sunt și lucruri mai puțin plăcute. Eu am mai spus-o și mai spun, la Suceava este mai ușor pentru PNL, pentru candidații PNL să facă campanie electorală, pentru simplu motiv că la alegerile din această vară, prin recâștigarea de către Partidul Național Liberal, a echipei liberale, a Consiliului Județean, președinția Consiliului Județean în persoana lui Gheorghe Flutur, lucrurile s-au schimbat. Dacă ar fi fost doar alegeri și atât și am fi câștigat aceste alegeri și atât, probabil că nu am fi avut o asemenea favorabilitate. Faptul că Gheorghe Flutur s-a mișcat extraordinar de bine într-un timp relativ scurt, dacă nu chiar scurt, de 4 luni de zile, să pună în mișcare atâtea proiecte care au rămas blocate, unele din ele, cum este șoseaua de centură, ne-a venit aproape ca o piatră de moară, în sensul că toate procedurile au trebuit reluate. Faptul că a fost abandonată efectiv ca și lucrare șoseaua de centură a Sucevei, astăzi procedurile înseamnă reluarea licitației și tot ce înseamnă de la început. Pronosticul era 2-3 ani până la finalizare și ar fi fost ceva dezastros. Lucrarea aceasta este finanțată din fonduri ale Uniunii Europene. Numai că, prin demersurile făcute de Consiliul Județean de Gheorghe Flutur în persoană, lucrarea a fost preluată de către Ministerul Transporturilor și este în procedură și cred că din primăvară, cu siguranță, se va începe lucrarea și până în toamna viitoare va fi gata. Vedeți, dumneavoastră, o lucrare care ar fi trebuit în termen normal să se încheie în cel mult 3 luni de zile, a avut parte de 4 ani de stagnare și încă de aproape
aproape un an, dacă nu un an și mai bine, să o repui. De ce s-ar fi putut face în 3 luni de zile, se face în 5 ani de zile? Pentru simplu fapt că oamenii ăștia n-au înțeles, și mă refer la PSD, n-au înțeles cât de important este ca un proiect să-l duci și să-l duci mai departe, transpartinic, dacă putem spune așa, pentru că șoseaua de centură nu era PNL-ul, era șoseaua de centură a sucevenilor. Hei, și uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Toate evenimentele care se desfășoară în județul Suceava, toate proiectele care se reiau, se reiau la o turație maximă și nu numai atât pe repede înainte, chiar și de o calitate și o consistență deosebită. Ori toate lucrurile acestea cetățenii le văd, nu trebuie să le spunem noi, asta e marea șansa noastră, că de multe ori, chiar și în seara aceasta în centru, nu trebuie să vorbim noi despre lucrurile astea. Oamenii ne spun nouă, domnule, ce frumos, ce apreciativ vorbește la adresa unor acțiuni de ale noastre în general. Și așa spuneam, cu Gheorghe Flutur la Consiliul Județean, cu primarul Ion Lungu la primărie municipiului Suceava, cel puțin mie care sunt în zona aceasta, colegiul 1, colegiul 2, mi este mult mai ușor să fac campanie electorală bazându-mă pe acești doi piloni administrativi puternici. Da. Așa să fie, domnul Cadariu, pentru că oamenii nu cred că au uitat de conflictul dintre PSD și PNL pe marginea acestei teme, mărirea salariilor. Știm foarte bine, cred că acest conflict nici nu s-a încheiat. Încă au fost promisiuni de ambele părți. Cum a perceput opinia publică această dispută politică, ca să spun așa? Bun, în lumina și celor spuse de domnul deputat Balan, că totuși în Suceava e mai facil de luptat electoral. V-aș spune cam două concluzii care le-am tras până acum la mijloc de campanie. Vă rog. Ca sinteză în urma întâlnirilor publice. 1. Percepția generală aproape în județ a faptului că ce a propus PNL-ul și ce a promis la alegerile locale, în special prin persoana domnului președinte Flutur, oamenii conștientizează că lucrurile iau o dimensiune practică, se regăsesc în teren. Și ți-o spun de multe ori fără să amintești tu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, pentru mine surprinzător, am constatat că mare parte din cei cu care ne întâlnim sesizează și nu mai înghit manifestările populiste. Și asta are legătură cu subiectul deschis de dumneavoastră. Cine nu vrea salarii mărite? Cine consideră că atât în sectorul de stat, cât și în sectorul privat, salariile nu trebuie mărite pentru a ridica până la urmă nivelul de trai? Numai că oamenii deja judecă. Oamenii au memoria timpului, au memoria lucrurilor întâmplate și în, să zicem, la orizontul anului 2008 cu salariile alea mărite, artificiat la profesori, care au generat zeci, sute și mii de procese ulterior, dar au conștientizat și lucruri întâmplate ceva mai recent, prin 2014-2015, când s-au mai făcut niște, în ajun de alegeri prezidențiale, niște măriri salariale, care s-au compensat în mod automat, imediat, prin mărire de accize la combustibil, prin inventarea de unor taxe noi, ne aduce aminte taxa de stâlp, impozitarea unor suprafețe din grădini la nivel de curți construcții, adică oamenii nu mai pot fi păcăliți. Asta e clar. Asta nu înseamnă că nu speră toată lumea la venituri mai mari. Dacă discuți de pensionari, dacă discuți de asistații sociali și evident de salariați, toată lumea așteaptă. Ori noi, în urma discuțiilor pe care le avem cu cetățenii, tocmai lucrul ăsta îl subliniem. Da, și noi dorim acest lucru. Nu ne opunem nicicum. Ba din contră, până la urmă este menirea unui om care face politică și care își dorește să ajungă în funcții de conducere, locale sau centrale. Discutăm acum la nivel central. Ori argumentăm întotdeauna acest lucru cu lucrurile ce le propune PNL-ul în programul de guvernare și, așa cum spuneam la o emisiune anterioară, prezent fiind aici la dumneavoastră, lucrurile sunt legate între ele. Atunci când spui investiții înseamnă locuri de muncă, înseamnă creșteri bugetare, înseamnă posibilități de a mări salarii, ajutoare sociale și pensii. Pentru că toată lumea își dorește stabilitate. Da, își dorește toată lumea un venit mai mare, dar primul pe agenda cetățeanului este stabilitatea. Stabilitatea veniturilor, indiferent de natura lor. Ori tocmai lucrul ăsta încercăm să convingem populația că ni-l propunem în următorii 4 ani. Și eu zic că în mare măsură, în urma
acestor întâlniri, lucrul ăsta se și realizează în fapt. Da, o să aflăm și părerea domnului deputat Balan, dar imediat după prima pauză de publicitate. Acum rog regia publicitate.